Bine v-a regăsit, stimați telespectatori, sunt Liviu Dumitraș cu gazda dumneavoastră. Dacă este sâmbătă seara, avem Cercetați Scripturile. De data aceasta v-am pregătit o altă surpriză. Unde credeți că ne aflăm? Chiar în inima Olteniei, la Craiova. Biserica Adventistă din Craiova ne-a primit cu brațele deschise și astăzi suntem în măsură să filmăm în acest sediu plăcut și frumos, în care avem numai puțin de 7 concurenți care au avut amabilitatea să se înscrie pentru această etapă de concurs. Bineînțeles că mai sunt mulți curajoși acasă. Acasă, cu foaia, cu pixul, curajoși în fotoliile lor, adică dumneavoastră, cei care ne priviți, și care încă nu v-ați înscris la numărul de telefon 0741-137-090. Dar, pentru această etapă, vă rog să-mi permiteți să vi prezint pe cei 7 curajoși care astăzi vor face proba cunoștințelor de Biblie chiar în fața dumneavoastră. Primul concurent este Ionuț Oprea. Bine venit, Ionuț! Bine v-am găsit! Sau bine te-am găsit! Pentru că noi am venit în vizită la voi. De unde ești? Sunt din Valea Pojarului, Gorj. Valea Pojarului? Da. De ce? De unde își trage numele localitatea ta? A fost așa lovită de pojar și... Nu, pur și simplu așa a avut numele. Așa e numele? Da. Ce te-a făcut să te înscrii la concurs? Să-mi testez cunoștințele biblice. Da? Să ți le verifici? Da. Citești de mult Sfânta Scriptură? Da. Da? Și îți place? Da. Succes, Ionuț! Mulțumesc! Lângă tine este Junele Viorel. Viorel și mai cum? Popescu Ionuț Viorel. Popescu Viorel. Câți ani ai, Viorel? 14 ani. 14 ani. Ai luat buletinul? Da. Da? Da. Foarte bine. Și tu de când citești Biblia? Din un an. Din totdeauna? Nu, m-am apucat acum câțiva ani. Câțiva ani? Și ai citit-o vreodată cap-coadă? Nu. Nu. Mă gândesc. Și te-ai hotărât să participi la concurs? Da. Cam câte puncte crezi că o să realizezi? Nu știu. Nu știu. Nici eu nu știu, dar îți doresc succes. Mulțumesc. Ei, și dacă avem la cel mai tânăr, cred că acum avem la cea mai venerabilă doamnă, negrea. Natalița. Bine v-am găsit, doamnă. Bine ați venit, bine ne-am întâlnit. Bine ne-am întâlnit. De unde sunteți? De la Melinești Negoești. Melinești, Negoești. Da, da. Pentru că în localitatea este Melinești și sunt mai multe sate care aparțin de localitate. Așa. Da. Și cu Biblia de când? Ca să fie mai așa, mai de mai aproape. Mai sincer, așa. Așa, cam de mult, cred că, dar n-am prea ținut eu minte cu memoria mea. A, nu, că vă aducem noi aminte acum, că aveți trei variante și una o brodiți. Citesc de mult. De mult. Dar la rând... Aveți așa o carte pe care o iubiți în mod special dintre cele 66? De când sunt? Nu. Una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei. Care vă place cel mai mult? Păi, care să spun eu, că mie toate îmi plac, când spun lucruri curioase și frumoase în toate. Sigur. Cuvântul spune Cercetați Scripturile, pentru că ele vorbesc despre Domnul. Foarte bine. Unde scrie textul ăsta? În Biblie. Păi, în Biblie. În Biblie, eram sigur. Succes, negrea. Lângă tine este Anișoara. Anișoara, bine te-am găsit. Bine v-am tu găsit. Tu de unde ești? Sunt din Murgaș. Murgaș. Dolj. Dolj. Da. Și cu Biblia de când navighezi? De 7 ani. De 7 ani? Păi știi că 7 e o cifră a desăvârșirii. Ai citit-o vreodată sau în fiecare an? O singură an? Dată am citit-o pe toată. Dar în ce ești specialist? În Geneza... Că de multe ori te-ai apucat și, nu? Nu. Nu? Anișoara, succes, pentru că eu cred că ai nevoie. Gianina, bine te-am găsit și pe tine. Bine v-am găsit de și eu. De unde ești? Sunt din Caracal, județul Olt. Caracal, acolo unde este un stâlp de lumină între două șine de cale ferată? Da, unele sunt adevărate, altele sunt mituri. Și, dar nu și este... închisoarea e pe Strada Libertății? Nu, este închisoarea din... Și cimitirul pe Strada Învierii? Nu? Nu. Dar de ce toate acestea circulă despre Caracal?
Probabil că a fost din dorința oamenilor de a face umor și de a face Dar ce este adevărat din toate astea? E ceva adevărat? Da, este într-adevăr închisoarea din cadrul tribunalului se află pe strada Libertății. Libertății. Gianina, vrem să fii și tu liberă, să faci 22 de puncte libere, să mergi în etapa a doua. Vă mulțumesc. Sorin este al doilea mezin al acestei grupe de concurs. Câți ani ai, Sorin? 14. Tot 14 ani. Aha, Viorel zâmbește pe ascuns, l-am văzut. Și ce te face să participi? Din curiozitate. Din curiozitate, dar din curiozitate puteai să stai ca distinsa noastră asistență exact pe scaune și să privești. Ce te-a făcut să vii la un pupitru? Ești curajos? Să întesesc cunoștințe. Da? Te-au obligat părinții, nu? Nu. Nu? Pe mine mă cam obligau când eram mai mic să citesc Sfânta Scriptură. După aceea mi-a plăcut. Câte puncte ți-ai propus să realizezi? Păi, eu zic peste 22. Peste 22. Da. Dar știți că dacă faceți doar 21, puteți chema pe cineva din public să vă ajute cu un răspuns bun. Da. Succes, Sorin. Mulțumesc. Ai nevoie. Marin este cel de-al șaptelea, dar nu ultimul concurent. Așa s-au așezat pupitrele. Bine te-am găsit, Marine. Bine ați venit. De unde ești? Chiar din Craiova. Chiar din Craiova. În sfârșit, un craiovean printre atâția concurenți din alte localități decât din Craiova. Și cu Biblia de când cu cititul? Păi am 30 de ani de vechime în credință și am citit-o de aproximativ 30 de ani. Deci, cum ar zice cineva, ești ruginit în credință dacă ai 30 de ani de vechime. Să vedem acum. Da? Sau ești sprinten? Încercăm. Încercăm. Care e cartea preferată? Nu, n-am o carte preferată. Nu? Niciun personaj în afara Mântuitorului? Tot ce este scris trebuie să primim. Da. Dar e confortabil pentru tine, așa cum scrie în Evrei, capitolul 11, să fii mântuit împreună cu Moise, care e criminal, cu Rahav, care n-a fost o persoană formă foarte virtuoasă, și cu alte personaje de felul acesta? E foarte confortabil. Crezi că te-ai simțit bine în Împărăția Cerului? E foarte confortabil, numai să ajungem acolo. Păi da, dar până atunci trebuie să realizezi 22 de puncte, să ajungi în etapa a doua. Da. Succes, Marin! Mulțumesc! Stimați-le spectatori, aceștia au fost cei 7 concurenți pe care vi-am prezentat. După o foarte scurtă pauză, venim cu întrebările, pentru că atât concurenții de data aceasta, cât și dumneavoastră, cei care sunteți acasă, cât și distinșii noștri spectatori, care s-au pregătit unii dintre ei cu hârtie și creion, sunteți nerăbdători să aflați întrebările, care sunt ușoare, răspunsurile mai grele. Am revenit din pauză și acum vom da citire primelor întrebări din concurs. Trebuie să vă spunem că primim din ce în ce mai multe întrebări de la telespectatori. Drept pentru care în această etapă am hotărât să avem 10 întrebări de la telespectatori, 10 întrebări din redacția concursului și încă 10 de la telespectatori. Pentru că am făcut așa o revizuire a întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și am aflat că unele dintre ele n-au fost puse. Așa că și cei care ne-au scris anul trecut au șanse să-și afle numele astăzi în dreptul unei întrebări. Mare atenție! Aveți emoții? Nu, mă gândeam. Constantina Panait din Gostinu, județul Giurgiu. Cum s-a numit împăratul lui Iuda, ai cărui fii au fost omorâți în fața lui, iar lui i s-au scos ochii și l-au dus legat la Babilon? A. Zedechia, B. Ioahaz, C. Ioachim. Stimați-le spectatori, după cum observați, ne-am înnoit și noi. Nu mai e cu markerul cu scrisul, este cu paleta, cu litera. Ionuț, ce ne-ai răspuns? Zedechia.
Zedechia. Viorel? Zedechia. La fel. Negrea? Zedechia. Zedechia. Anișoara? La fel. La fel. Gianina? Zedechia. Și tu, Sorine? Da. Și Marin? Zedechia. Zedechia, stimați telespectatori, este cel ai cărui fii i-au fost omorâți în față și s-au scos și lui ochii, după care a fost dus legat la Babilon. Ați început bine. S-o țineți tot așa? Vă mai transpiră mâinile? Nu. Nelu Kiș din Zimandul Nou, județul Arad. O fi și Zimandul Vechi? Citez. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cine rostește aceste cuvinte? A. Asaf în Psalmul 73. B. Iov în Psalmul 19. C. David în Psalmul 119. Ionuț, cine spune cu candela? David. David? Da. Viorel? Au. Cine? Asaf. Asaf în Psalmul 73 și Negrea spune la fel, nu? Nu? Eu? Da, da. Da. David. A, mai sus așa, să vadă toată lumea. David. Așa, Anișoara, tu? David. David? Gianina? David. David. Sorin? Da. David. Marin? David. David. Deci avem 5 răspunse cu răspunsuri cu David și Viorel și Negrea spun că nu e Asaf în Psalmul 73, când erau să-i alunece picioarele, să-i se îndoaie pașii, când a văzut fericirea celor răi. Nu? Nu? Negrea? Da. Nu. Nu? A zis David. Păi nu. Mintea zice una, mâna arată că e Asaf. Da, da. A, nu, 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 nu e nevoie. Lăsați-o pe aia acum. Nu, lăsați-o acolo, că așa rămâne. De David am zis. Ionuț, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin au răspuns corect. Mare atenție la cuplarea mintea cu mâna, că de multe ori joacă feste. Viorel și Negre au răspuns greșit. Mergem mai departe. Gabriel Bănici din Ceaușul de Câmpie, Mureș. Conform cu cele scrise de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, el a botezat pe cineva? A. Da. B. Nu. El doar predica. C. Nu scrie în capitolul 1 din Corinteni dacă boteza sau nu boteza. Ionuț, Apostolul Pavel a botezat? Da. Da? Viorel? A. Poftim? Ce? Nu. Ce? Doar nu scrie dacă boteza. Negrea? Nu scrie. Sus. Sus cu ea. Sus cu... Nu scrie. De sunt multe? Sunt doar trei. Așa, așa, sus cu ea. Anișoara, boteza? Da. Da? Gianina? Da. Da? Ai citit tu? Sunt Sorin? Boteza? Da. Marin, boteza sau nu da. Boteza? Că tu ești din Craiova. Boteza? Da. Da? Asta înseamnă că Viorel și Negrea n-au răspuns bine? Că ei spun că nu scrie. Nu boteza. Nu boteza, nu? Asta înseamnă că Ionuț, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin au răspuns? Greșit. Bine, da. Viorel și Negrea au răspuns greșit. Atenție la palete. Eduard Gheorghiță, de 13 ani, din Sibiu. Conform cu începutul Evangheliei sale, cui îi adresează apostolul Luca scrierile sale? A. Lui Gaiu. B. Lui Teofil. C. Lui Petru.
Ionuț, cui adresează? Gaiu. Gaiu, dar n-avea o soție pe care o chema Gaia. Deci lui Gaiu. Viorel? Lui Teofil. Lui Teofil. Negrea? Teofil. Lui Gaiu. Lui Gaiu scrie pe acolo, da? Așa, așa. Ține-o sus. Nu, 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 nu. Nu, Negrea, ține-o sus pe ea. Îmi pare rău. Că nici ce unu-i bun. Anișoara lui Teofil. Gianina lui Teofil. Sorin și Marin lui Teofil. Prealesule. Viorel, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin au răspuns corect. Natalița, nu te impacienta. Gândește-te bine și uită-te ce ridici. A cincea întrebare. Mihai Cristea din Bărăștii Hațegului Hunedoara. Conform cu spusele sale din capitolul 1 cu 1, sub câți împărați a slujit prorocul Isaia? A. 4. B. 3. C. 2. Ionuț, sub câți împărați a slujit Isaia? 4. 4. Viorel, sub câți împărați? 2. 2. Negrea? 2. M-ai omorât acum, lasă aul sus. Sub 4. Anișoara? 3. Sub 3, că e între 4 și 2. Gianina? Sub 3. 3. Sorin? 4. Marin? 2. 2. Ei, iată că avem toate răspunsurile. Să o luăm cu cei care au răspuns varianta C, respectiv Viorel și Marin. Sigur cu 2? Da. Viorel, sigur? Sub 2? Știi tu, ai citit în Isaia 1 cu 1? Nu, dar așa cred. Așa crezi, Marin? Nu sunt sigur. Nu, dar dacă nu alegeați C-ul, ce alegeați? 3. 3, nu? Că tot greșit era. Sub 4 împărați, Ionuț, Negrea și Sorin au răspuns bine. Singurii, sub 4 împărați. Da, ai greșit, Natalița? Sau s-a nimerit? E greu cu paletele astea. Le cam încurc așa. Nu-i nimic, le-ai încurcat bine acum. Nu ca data trecută. Da. Eu nu știu cum le-ați fi încurcat dumneavoastră. Da, da, dumneavoastră acolo care... Da, văd că scrieți. Dumneavoastră câte puncte ați făcut? Da, da. 4 din 5. Potrivit. A șasea întrebare. Mare, mare atenție. Că vine de la Andrei Căpățână din Sibiu. După ce Samuel a îmbătrânit, a așezat pe fiii lui ca judecători, așa cum scrie în 1 Samuel 8. Câți fii au preluat această slujbă? A. 2. B. 3. C. 4. Ionuț, câți? 2. 2. Ești tu sigur că sunt 2? Viorel? 2. 2? Negrea, câți? A fost 2 fii, dar n-a luat niciunul. Pentru că n-a făcut niciunul, n-au urmat pe tatăl lor Samuel. Dar ține tu aia sus, să vadă și telespectatorii ce ai răspuns. Păi acum... Păi asta e, ce ai scris, ai scris. Anișoara? 2. 2? Ești sigură? Așa cred. Gianina? 2. Sigură? 90%. 90%. Sorine? 2. 2. Marin? 2. 2. Cine este foarte sigur că e 2? Că de răspuns bine ați răspuns toți la prima întrebare. Acum aia 6. Ori ați răspuns iar toți bine, ori... Jale. Cum e? Marine, tu... Cred că e răspuns corect. Eu sunt sigur. Felicitările noastre, felicitările noastre, doi fi avut, dar care nu prea au călcat pe urmele lui
că erau cam netrebnici în slujba lor. Scrie acolo cam ce făceau ei și nu prea era deloc bine. A șaptea întrebare. Vine de la Rebra. Salut pe toți frații din Rebra. Adventiști și penticostali. Am fost acolo. Foarte frumos. Liviu Nedelea de la Rebra, din Bistrița Năsăud, se găsește în Biblie numele de Miriam? A. Da. B. Nu. Ionuț se găsește? Da. Cine a fost Miriam? Știu că am citit, dar... O persoană, nu? Viorel, ai găsit numele de Miriam? Da. Și ce era? Femeie sau bărbat? Nu știu, sigur. Nu știi. Negrea. Era o femeie. Era o femeie. Și da. Cine era, mai precis? Am uitat cine era, dar era o femeie. Era o femeie frumoasă. Da. Anișara. Da. Da, ai găsit? Da, am găsit, dar nu mi-aduc aminte unde. Nu. Gianina, ajută-ne tu. Miriam, care se mai numea și Maria, prorocița sora lui Aron. Și ai găsit tu că scrie Miriam în Biblie numele sorei lui Aron. Nu sunt foarte sigur. Nici eu nu sunt sigur că nu scrie asta, dar nu e nicio problemă. Trecem mai departe, Sorine. Da. Da, ai găsit unde? Păi, ce? În Vechiul Testament, nu? Da. Era sigur. Marie? Da. Femeie sau bărbat? Femeie, sora lui Moise. Scrie Miriam, sora lui Moise. Așa mi-am amintesc. Aflați că nu scrie despre sora lui Moise că o chema Miriam. În traducerea Cornilescu scrie de Maria. Culmea este că numele de Miriam apare într-o genealogie. Se referă la un bărbat. Răspunsul vostru este bun. Pentru că întrebarea era dacă se găsește în Biblie numele Miriam. Și se găsește. Felicităm. Și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, care nu știm ce ați răspuns, dar vă felicităm așa. Înainte. A opta întrebare. Vine de la Beniamin Pescăruș. A fost etapa trecută la concurs. Din Gurghiu, județul Mureș. În capitolul 7 cu versetul 6, Iov spune: zilele mele zboară mai us decât se duc și nu mai am nicio nădejde. Cu ce compară el viteza aici? A. Zilele mele zboară mai us decât gândul. B. Zilele mele zboară mai iuț decât suveica țesătorului. C. Zilele mele zboară mai iuț decât săgeata vânătorului. Ionuț, cum zice Iov? Decât gândul. Gândul zboară, știi că zboară mai tare decât viteza luminii, care are cât, ce viteză are? 299. Nu, are 270 de metri pe secundă, este 273. Sunetul. Și 300.000 de kilometri pe secundă este viteza luminii. Dar spui tu că gândul este răspunsul corect. Viorel, tu ce crezi? Suveica țesătorului. Negrea zice că viteza... Suveica țesătorului zice că gândul, răspunsul tău. Anișoara? Suveica. Gianina? Săgeata vânătorului. Sorin? Suveica țesătorului. Și Marin? Suveica țesătorului. La fel. Asta înseamnă că Viorel, Anișoara, Sorin și Marin au răspuns corect. Suveica țesătorului, Negrea. Degeaba zici cu gura dacă nu arăți cu litera. Nu le mai am. Da, da. Dar nu se văd, literele sunt mici? Le încurc și le ridic pe una în dreptul altuia. Pune-le mai la vedere. A noua întrebare.
Semida Marcu din Crivăț, județul Dâmbovița. În Vechiul Testament sunt două capitole aproape identice care vorbesc despre animale curate și animale necurate. Care sunt aceste două capitole? A. Levitic 11 și Fapte, capitolul 10. B. Levitic 11 și Numeri, capitolul 12. C. Levitic 11 și Deuteronom, capitolul 14. Ionuț, care sunt capitolele identice? Eu cred că Levitic 11 și Deuteronom 14. Da? Cu animale curate, necurate, da. Cu copite despărțite, împărțite și rumegătoare, nerumegătoare. Și girafa se mănâncă? Nu. Nu. Mă gândeam eu că da. Că nu? Că da? Da, bivolul? Nu știu. Nu cred. Din când în când. Da. Viorel? Levitic 11 și Deuteronom Negra. 14. Negra! Sus! Care sunt? Țeul? Să nu ridici două, că ți-anulăm orice răspuns. Păi, știu că Levitic 11 și... Și? Și Deuteronom. Și... M-ai omorât. Anișoara. Varianta C. Varianta C. Gianina. Varianta C. Sorin. C. Și Marin. Varianta C. Păi ce să spun? Care o fi? Au? E varianta corectă? Ceul? Ceul. Negrea, dar tu te încurci în litere. Mă încurc pentru că spuneți literă după literă și la urmă eu rămâi cu ultima. Nu știu, fac greșeli. Da. Da, ați răspuns cu toții bine, pentru că Negrea a ridicat prima dată paleta C și după a luat-o pe cea de la A. Toți ați răspuns corect, Leviticul 11 și Deuteronom 14. Felicitările noastre. Suntem pe final de prima parte a concursului nostru și avem a 10-a întrebare. Mare atenție și vedeți ce ridicați în mâini, că e necaz. Aneta Andronic din Madrid, pentru că Speranța TV se recepționează și la Madrid. Și bine faceți, pentru că mai... Vă mai verificați cunoștințele de Biblie. Așa cum se relatează în Fapte, capitolul 1, câți oameni se aflau adunați la oaltă atunci când apostolul Petru a avut inițiativa alegerii unui alt ucenic în locul lui Iuda? A. Toți cei 11 ucenici. B. Aproape 40 de ucenici. C. Aproape 120 de ucenici. Sus, mâinile. Ionuț, cât se aflau? Aproape 120. 120. Vioră, cât se aflau? 120. Negrea, cât se aflau? Eu cred că 40. 40, dar ridică varianta B. B-ul, din mâna stângă. Era mâna stângă, așa. Sus, cu el, sus, cu el. Așa. Țin așa. Anișoara, cât se aflau? 120. 120, Gianina. 120. 120. Încăpeau, încăpeau. Sorin. 120. Și Marin, crede că tot 120. Cine o fi răspuns bine? Negrea, tu ai răspuns bine. 40, da? Păi eu așa... Asta înseamnă că toți ceilalți au răspuns? Că i-au zis că 120. Acum eu nu știu precis. Dar eu de 40, adică... Între 40 și 120, nu? Nu. Nu? 40, așa am zis. 40, nu? Da, da. Asta înseamnă că Ionuț, Viorel, Anișoara, Gianina, Sorin și Marina au răspuns? Corect. Era 120 aproape, pe acolo. Stimați telespectatori, prima parte a emisiunii noastre s-a terminat. După pauză vom afla câte răspunsuri bune a acumulat fiecare dintre ei. Nu plecați, pentru că pauza este mică, avem multă treabă în această seară.
Stimați spectatori, am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii din această seară pentru aceia dintre dumneavoastră care au venit acasă mai târziu și au dat drumul televizoarelor mai târziu. Trebuie să vă spunem că primele 10 întrebări le-ați ratat. Pentru ca să puteți să vedeți ce s-a întâmplat în prima parte a emisiunii noastre, puteți, în general, duminica la ora 14, adică a doua zi după difuzarea acestei emisiuni, să vedeți toată emisiunea sau, dacă nici duminica nu puteți, intrați pe www.speranțatv.ro, vă duceți la arhivă, vă duceți la litera C, cercetați scripturile, dați click acolo și vedeți dumneavoastră toate emisiunile de cercetați scripturile și în felul acesta vă antrenați pentru ca să fiți pregătiți să veniți la unul dintre cele 7 pupitre cu care navigăm în seara aceasta, dar nu cu pupitrele navigăm, ci cu cei care se află în dreptul lor. Pentru dumneavoastră, cei care ați venit acasă mai târziu, vă rog să-mi permiteți să vă prezint din nou pe cei 7 concurenți. Ionuț, Viorel, Negrea, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin. Trebuie să vă spun că Viorel și Sorin sunt juniorii acestei etape. Are fiecare dintre ei câte 14 ani. Am rămas dator cu estimarea răspunsurilor corecte ale fiecăruia dintre cei 7 concurenți după primele 10 întrebări. Să auzim. Ionuț are 8 puncte. Viorel are 7 puncte. Negrea are 5 puncte. Anișoara are 9 puncte. Gianina are 8 puncte. Sorin are 10 puncte. Marin are 9 puncte. Deci se vede treaba că sunt bine pregătiți concurenții, pentru că primele 10 întrebări au fost din partea dumneavoastră sau cel puțin a unora dintre dumneavoastră care sunt buni trimițători de întrebări, dar cum spunea cineva, stau acasă pe cămașă și se uită la alții cum transpiră. Cam agresivă aprecierea aceasta, dar vă mulțumim pentru că ne trimiteți întrebări. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți în vârstă, știu că alții sunteți bolnavi, știu că alții aveți probleme cu banii, știu că alții stați foarte departe, în așa fel încât, iată, am decis ca astăzi să ne aflăm în frumosul oraș al Craiovei. Suntem în Biserica Adventistă din Craiova, strada 24 ianuarie numărul 2, pentru aceia care nu frecventați biserica aceasta și care ați putea veni în fiecare sâmbătă de la ora 9 la ora 12 să beneficiați de hrana spirituală care se oferă aici. Dar pentru că urmează 10 întrebări, acestea sunt din partea redacției. De obicei spun concurenții că acestea sunt mai ușoare. Dar voi ați făcut un punctaj foarte bun la cele de la telespectatori, care sunt... Ei știți ce fac? Știți ce fac, nu? Ei citești. Când găsesc o chichiță, asta ar fi bună să o trimitem la cercetat scriptură, să încurcăm pe concurenți. Și numai decât scriu, pun hârtia în plic sau pe mail și ni le trimit. Și noi ce să facem? Le mai coafăm, le mai aranjăm un pic, dar trebuie să le prezentăm. Următoarele 5 întrebări vizează persoana Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A 11-a întrebare. În cuvântarea de apărare, diaconul Ștefan spune despre Mântuitorul pe care îl vede la dreapta Tatălui. În ce poziție se afla Domnul? A. Stând pe scaunul său de domnie. B. Stătea în picioare. C. Nu este scris cum l-a văzut. Ionuț, cum l-a văzut Ștefan pe Domnul? Nu scrie. Viorel, cum era? B. Varianta în picioare? B. În picioare. În picioare. Negrea, cum era? În picioare. În picioare. Da. Anișoara? La fel. În picioare. Gianina? În picioare. Ca și voi, nu? Sorin? La fel. În picioare și Marin? În picioare. În picioare și Ionuț? Greșit. A greșit?
tableta. Viorel, Negrea, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin au răspuns corect, stimați telespectatori și dragi spectatori. Zâmbiți, nu? Zâmbiți. Da. Așa e când stai pe margine, zâmbești. Din tribună se vede mai bine. A 12-a întrebare. Când Saul cade la pământ pe drumul Damascului și întreabă, citez, cine ești tu, Doamne? Ce răspuns primește? A. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. B. Eu sunt Iisus Hristos. C. Eu sunt Domnul pe care îl prigonești. V-ați revenit? Numai varianta A, observ că ați ales-o cu toții. Și credeți că asta e bună? E bună? Da. Da. 100%. Sigur. Felicitările noastre, nu? Da. Sigur că, sigur că da. Toți au răspuns corect. A 13-a întrebare. Care dintre ucenici, vorbind despre cuvântul vieții, își începe epistola astfel? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. A. Apostolul Petru. B. Apostolul Ioan. C. Apostolul Iacov. Să vedem. Negrea, să nu curci plăcile. Așteptăm după tine să ridici una. Așa. Bun. Ionuț, cine scrie așa? Apostolul Ioan. Ioan. Viorel, cine scrie? Apostolul Ioan. Apostol, poftim? Apostolul Ioan. Da, scrie Apostolul Petru pe varianta ta. Da. Negrea, cine scrie? Apostolul Ioan. Ioan. Tot. Ioan. Ioan. Petru. Petru, Sorine. Și Marin? Ioan. Ioan. Juniorii spun că Petru. Ceilalți spuneți că Ioan. Cine are dreptate juniorilor? Biblia. Sărin. Ionuț, Negrea, Anișoara, Gianina și Marin au răspuns corect. Apostolul Ioan își începe epistola în felul acesta. Ce am auzit, ce am văzut și ce am pipăit. Adică niște realități, nu niște închipuiri. A 14-a întrebare, stimați telespectatori și dragi concurenți, care dintre ucenici relatează astfel despre o vedenie avută în ziua sabatului, vedenie referitoare la cele 7 biserici? În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. A. Apostolul Pavel. B. Apostolul Petru. C. Apostolul Ioan. Ionuț, cine? Apostolul Ioan. Ioan. Viorel. Apostolul Ioan. Ioan. Anișoara. Ioan, dar nu sunt sigur. Și Negrea? Tot Ioan? Da. Da? Da. Gianina? Ioan. Sorin? Petru. Petru. Marin? Ioan. Cine e foarte sigur că a dat răspunsul corect? 100%. Vreau să aud. Ioan, 100%. Da? Asta înseamnă că Sorin a greșit? Da. Îmi pare rău. Marin, dar uite-te la el, nu te uita la mine. Spune, Sorin, ai greșit. De data asta. Da, e criminal, Marin. Ai văzut cum se uită la tine? Sorin, ai greșit. Și zâmbește și un pic. Și eu am greșit. Da? Dar eu nu ți-a spus.
Ionuț, Viorel, Negre, Anișoara, Gianina și Marina au răspuns corect. Sorine, revinoți, mai ales că după prima parte ai avut 10 din 10. Erai singurul, dacă nu mă înșel? Da. Da? Trezește de... A 15-a întrebare. Cum a mai fost numită țarina olarului, care a fost cumpărată cu 30 de arginți aruncați de Iuda în templu? A. Țarina străinilor. B. Țarina lui Iuda. C. Țarina sângelui. Așa, Ionuț, cum s-a numit? Țarina sângelui. Sângelui. Viorel, cum s-a numit? Țarina lui Iuda. Țarina lui Iuda, adică varianta A, ce-ai răspuns tu, a străinilor. Negrea? Țarina sângelui. A sângelui. Da. Anișoara? Țarina sângelui. A sângelui. Gianina, la fel. Sorin? A sângelui. Ți-ai revenit. Da. Și Marin? A sângelui. A sângelui. Se pare că... varianta ce este cea corectă. Viorel, se pare că ce-a pățit în prima parte Negrea s-a mutat la tine. Că le încurci. Da, spectatorii noștri prezenți în această biserică zâmbesc. Ba unii dintre ei, când știu răspunsul, îl spun și tare. Ca să arate că ei știu. Dacă ar fi știut cu adevărat Biblie, nu ar fi venit aici. Așa că îi rugăm să... fie mai reținuți, cum spunea o nepoată de-a noastră, cremarera enterada, adică fermoarul tras la gură. Să auzim câte puncte a realizat fiecare dintre cei 7 concurenți. Ionuț are 12 puncte. Viorel are 10 puncte. Negrea are 10 puncte. Anișoara are 14 puncte. Gianina are 13 puncte. Sorin are 13 puncte. Marin are 14 puncte. Ei, dragii mei, de acum s-a isprăvit că nu mai întrebăm. Mai întrebăm la sfârșit. Dar după socoteala simplă de clasa 1-a, 2-a, așa, tot ce aveți fiecare dintre voi, la care am adăugat încă 15 răspunsuri exacte la următoarele 15 întrebări, vă calificați la pachet, cu toți. Nu? V-ar plăcea? Nu? Da? Negrea, ți-ar plăcea să treci în etapa a doua? Nu știu. Sorin, Viorele, Sorin, vreți? Vreți? Da? Da. Și eu aș dori să vă văd în a doua etapă. Următoarele 5 întrebări sunt din cartea lui Filimon. Epistola apostolului Pavel către Filimon, care are câte capitole? Câte capitole? Unu. Câte capitole? Unu? Unu. Doar unu? Și avem 5 întrebări în epistola apostolului Pavel către Filimon? Dintr-un singur capitol? Ionuț? Da. E sigur? Da. Da? Bun. Așa avem. A 16-a întrebare. Între ce cărți se află așezată cartea apostolului Pavel către Filimon în scriptură? A. Între Tit și Iacov. B. Între Tit și Evrei. C. Între Evrei și Iacov. Ionuț? Între Tit și Evrei. Între Tit și Evrei. Viorel? Între Tit și Evrei. Negrea? La fel. La fel, varianta C, între Evrei și Iacov. Așa ne arăți, așa citim. Anișoara? Între Tit și Evrei. Tit și Evrei. Gianina? Tit și la Evrei. Fel, Sorin la fel, Marin la fel. Negrea, se pare că ți-a revenit plăcerea de a ne da răspunsuri sucite. Ionuț, Viorel, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin au răspuns corect. Se află între Tit și Evrei. Mergem mai departe. Negrea, concentrează-te. A 17-a întrebare.
Alături de Filimon, ce nume mai sunt menționate ca destinatari a acestei epistole, a acestei scrisori? A. Sora Apfia. B. Arhip, tovarășul nostru de luptă. B. C. Sora Apfia și Arhip. Ionuș, ce variantă ai ales? Ceu. Ceul. Și Apfia și Arhip. Da. Viorel? Varianta B. Varianta B. Doar Arhip. Negrea? Tot ce. Tot ce. Da. Anișoara? Ambii. Ambii doi. Da. Ambii doi. Gianina? Varianta B. Doar Arhip. Sigur că da. Sorine? Ceu. Ambii. Ambii. Și Marin crede că? Ce? Amândurora le-a fost adresată epistola. Cum o fi bine? Ai vrea, Anișoara, să fie varianta C? Nu? N-ai vrea? Nu știu. Ai vrea să fie B? Da. Să fii greșit tu? Așa ai vrea? Da. Asta înseamnă că Ionuț, Negrea, Anișoara, Sorin și Marina au răspuns? De data asta? Greșit. Foarte bine. Foarte bine. Da, se mai întâmplă și așa. Nu fi supărată, Gianina, pentru că n-ai de ce. Și pe nimeni decât pe tine poți să te superi. A 18-a întrebare. Alături de rugămintea în favoarea lui Onisim, ce cerere îi mai face apostolul Pavel lui Filimon? A. Să-i trimită cărțile de piele. B. Să-i pregătească o găzduire. C. Să-i trimită mantaua de piele. Ionuț, ce rugăminte mai are Pavel la Filimon? Cred că să-i trimită mantaua. Mantaua, că era frig în temniță, da? Viorel? Să-i trimită mantaua. Mantaua, Negrea? Da. Mantaua, că era iarnă. Anișoara? Mantaua. La fel. Gianina? De asemenea. Mantaua, Sorin? Mantaua. La fel. Și Marin? La fel de? Greșit. Nu? Nu? Asta cu cărțile de piele era corectă. Nu? Poftim? Beul? Da? Cu găzduire, auziți? Dar de ce nu veniți dumneavoastră la aici, la un pupitru? Ați vrut, dar nu s-a putut. Da. Drumul spre iad, presărat cu intenții bune. Am vrut și eu, dar n-am putut. Deci, cu alte cuvinte, vorba românească, cred că se folosește și prin Olt, cu ăiștia în gard. Toți. Felicităm cameramani, spectatori, nu? Da. Asta este. Mai avem două întrebări. Mare atenție că Filimon văd că vă dă frisoane. În încheierea scrisorii sale, apostolul Pavel menționează numele unui tovarăș de temniță, precum și altor patru colaboratori. Cum se numea tovarășul? Tovarășul de temniță. A. Marcu. B. Aristarh. C. Epafra. Ionuț, cum se numea? Aristarh. Aristarh Macedoneanul, nu? Viorel? Aristarh. Aristarh. Negrea, cum se numea? Știam de Epafra. Epafra grecul. Anișoara? Marcu. Marcu! Gianina? Epafra. Negrea, țineți, vă rog, sus răspunsurile, că după aceea uităm ce ați răspuns. Epafra, Gianina? Da, dar nu sunt sigură. Nu e sigur, se vede pe fața ta. Sorin, zici tu. Aristarh. Aristarh Macedoneanu. Marin? Aristarh. Aristarh Macedoneanu.
Anișoara e singură cu varianta A. Hai să o comentăm împreună. Ce zici? E bună? Eu așa cred. Eu nu cred. Dar clar. Pentru că te afli la mijloc, ajută-mă să arbitrăm. Ce ai fi ales dacă nu alegeai cu Marco? B. Varianta B, Aristarh Macedoneanul. Asta înseamnă că cei care au ales varianta B, Ionuț, Viorel, Sorin și Marin, au răspuns? Corect. Greșit. Negrea și Gianina au răspuns corect. Epafra, tovarășul meu de temniță. Negrea și Gianina, nu? Am greșit cu ceva? Nu. E bine? Mă bucur, mă bucur că avem aici un juriu intransigent. A 20-a întrebare. Mare atenție! În perioada detenției sale, când a scris această epistolă, apostolul Pavel era legat cu lanțuri? Că scrie în epistolă, dacă avea sau nu avea. A. Da. B. Nu. C. Nu este specificat în scrisoare dacă avea lanțuri. Să mă uit bine ca să nu greșesc cumva. Că ultima dată când ați răspuns toți la fel... A fost greșit. Poftim, Ionuț? A fost greșit. A fost puțin greșit, nu? Puțin ori șapte. Acum, cum o fi? Puțin bine ori șapte? Vom vedea. Vom vedea? Cine e sigur că a dat răspunsul corect? Pentru că toți ați răspuns varianta A. Avea lanțuri? Da? A citit voi? Păi avea ceva lanțuri, nu? Păi dacă era în temniță... Așa dacă avea la tine. Sigur, nu? Avea lanțuri. Varianta pe care ați ales-o este corectă. Sunt unii alții care nu sunt în temniță și au lanțuri. Multe lanțuri. Unii au la gât, alții au la mâini, alții la picioare. Tânjesc oamenii după lanțuri. A doua parte a emisiunii din această seară s-a terminat. Urmează din nou o pauză, după care venim cu cea mai importantă parte a emisiunii, pentru că ea va decide, sau mai corect spus, răspunsurile din cea de-a doua parte a emisiunii îi vor trimite pe concurenții noștri în etapa a doua sau acasă pentru la anul. Revenim imediat. Stimați telespectatori, am revenit cu cea de-a treia parte a emisiunii din această seară și cea mai importantă. Pentru aceia dintre dumneavoastră care au venit acasă mai târziu, trebuie să vă spunem că suntem la Craiova și avem 7 concurenți care au un punctaj foarte bun. Fiecare dintre ei este îndreptățit să gândească la sfârșitul concursului că s-ar putea să acceadă în cea de-a doua fază a acestei competiții. Pentru dumneavoastră, cei care sunteți puțin mai întârziați și care ați pierdut primele două părți din concurs, vă voi prezenta pe cei 7 concurenți. Ionuț, mai zâmbești? Mai tremuri? Mai... Da, puțin, da? Bun. Viorel, tu ai zâmbit tot timpul, ești fericit, îți merge bine. Negrea, tu ai avut ceva probleme de coordonare. Ce zice capul, nu prea... Așa e câteodată. Câteodată. Ai emoții. Păi, se vede pe... Pe față. Nu, pe ridicatul icrele. Pe ridicatul. Mâna nu prea ascultă de cap. Asta e problema, nu? Da. Anișoara, tu nu prea ai avut problemă de sincronizare. Nu, e foarte bine. Gianina, la fel. Sorin și Marin, cu câteva ezitări, galop de sănătate. Următoarele 10 întrebări vin de la dumneavoastră, stimați spectatori, și s-ar părea, după spusele unor concurenți, că unele dintre întrebările pe care le trimite sunt extrem de ușoare. Da, pentru cei care răspund. Pentru ceilalți sunt foarte grele. A 21-a întrebare vine de la Gabriel Pușcașu din Câmpina, județul Prahova. Știți că orașul Câmpina este orașul cu cele mai multe zile însorite din an, peste 300.
de zile însorit. Dacă vreți să aveți parte de soare, mutați-vă la Câmpina. Conform cu judecători, capitolul 1 cu versetul 13, Otniel și Caleb erau rude? A. Nu. B. Da. Veri. C. Da. Frați. Ionuț, erau rude? Da. Ce? Veri. Verișori. Viorel? Da, veri. Verișori. Negrea? Negrea? Nu știu. Nu știu, mai bine. E cel mai înțelept. Anișoara? Da. Verișori. Gianina? Verișori. Sorin, la fel. Și Marin, la fel. Negrea, fiindcă tot n-ai răspuns acum, ajută-mă și pe... Nu o mai ridica, că degeaba o ridici. Așa, ajută-mă și pe mine să arbitrez aici. Erau rude? Nu erau? Erau veri? Erau frați? Otniel știu că a făcut o ispravă, dar nu mi-aduc aminte ce. Și de-aia vă spuse că nu știu. Ispravă știu bună sau ispravă... Bună. Da? Da. Uh-huh. Și în urma acestei isprăvi ce a pățit? Păi a luat ceva de la... De Caleb. La? La Caleb. Ce a luat? Un dar, dar nu știu ce, că asta e că... Pe fisa de soție, că i-a dat-o pe fisa de soție. Păi de asta vă spuse că nu știu, că da, nu știu... Da, dar ce rude erau ei? Cum, cum? Deci era... Nu, nicio variantă nu-i bună, nu? Erau frați. Deci Otniel s-a căsătorit cu nepoata? Spune că Otniel, care era fratele mai mic sau ceva de genul, care erau frați. Asta e cer. Așa scrie judecătorul nu putrei. Stă în bancă. Bine, el e concurent. Dar stă în bancă. Și răspunde corect. Iar voi aici, la pupitre, bară. Nu știu, e precis. Sigur. Da. Drept pentru care beneficiați toți de 0 puncte. Da, erau frați. Otniel era fratele mai mic al lui Caleb. Și Otniel, într-adevăr, Negrea, a făcut el o isprava așa și i-a dat Caleb pe fiică sa de soție și n-avea izvoare și i-a dat și cu izvoarele și... Da. Judecători, capitolul 1. Citiți acasă, că e mai bine. A 22-a întrebare vine de la Alexandru Bârlea, din Baia Mare. Vă salutăm. Maramureș. Citez. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Matei 17 cu 12. La cine se referea aici Mântuitorul? A. La sine. B. La Ilie. C. La Ioan Botezătorul. Ionuț, la cine se referea? Cred că la Ioan Botezătorul. Crezi? Da. Viorel? La Ioan. Ioan, Negrea. Tot la Ioan. Tot la Ioan. Anișoara. Ioan. Gianina, la fel. Sorin? Da. Ioan. Da. La Ioan. Și Marin, la fel. Adică, așa cum am zice noi acum, una rece, una caldă. Că ați răspuns cu toții corect. A 23-a întrebare. De la Evodia Knobloch, din Bistrița. În Ieremia 10 cu versetul 5 citim, citez, Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Cu ce sunt asemănați? O sperietoare de păsări care este amplasată unde? A. Într-o vie. B. Într-un ogor de castraveți. C. În grădina cu smochin.
ca o sperietoare într-o vie, Viorel. Într-o vie, negrea. Într-o grădină de castraveți. Ridică litera care trebuie, negrea. Acum, B-ul este B-ul. B. Dacă vrei să arăți ce spui. Anișara? A. Într-o vie. Într-o vie, Gianina? Da. Într-o vie, Sorin? Marin? O gor de castraveți. O gor de castraveți. Păi ce aveau solarii oamenii atunci? Negre aveau castraveți? Păi poate că mai aveau. Păi poate că erau în Egipt, că așa au zis, castraveți, pepeni, praji, nu? Care este răspunsul corect? Într-o vie, ca o sperietoare, într-o vie sau într-un gor de castraveți? B-ul. Adică Negrea și Marina au dreptate? Au răspuns corect? Da, ce să, dacă îi spun așa, înseamnă că știu ei ceva. Felicităm stânga-dreapta, dragilor, pe Negrea și pe Marin, care sunt născuți un pic mai devreme decât voi, dar au citit cu castraveții. Doamna Evodia, întrebări mai ușoare, că problemă cu castraveții la Craiova. A 24-a întrebare vine de la Benoni Catana. E poet, nu? Ați auzit de... Da? Conform cu Coloseni 4:10, Marcu și Barnaba erau rude? A. Da, erau veri. B. Da, erau frați. C. Nu, nici de cum. Ionuț, erau rude? Cred că nu. Nu, frați de credință. Viorel? Nu. Nu, Negrea? Nu. Nu, Anișoara? Da. Da? Eu așa știu că erau veri, verișori. Erau veri? Gianina? Da. Erau veri? Tot veri. Sorin? Nu cred. Nu. Marin? Nu. Nu. Ce vă veni vouă să spuneți că erau veri? Pentru că Ionuț, Viorel, Negrea, Sorin și Marin au răspuns? Spuneți voi. Greșit. Greșit, sigur că da, că erau veri. Erau veri. Anișoara și Gianina au răspuns corect. Așa, Marin. Eu n-am vrut să vă mai îndemn la lucrul ăsta, că am văzut că n-aveți așa o porneală să felicitați. Sorine, tu nu... Măcar Gianine, că e lângă tine. Corneliu Spătaru din Zalău, județul Sălaj. Așa cum este relatat în Ioan 19:23. Câți ostași romani s-au ocupat direct de răstignirea Domnului Iisus Hristos? A. Nu scrie. B. 4. C. 12. Mâinile sus! Cine iubește pe Iisus, să ridice mâna sus. Ionuț. 4. 4. Viorel. Nu scrie. Nu scrie. Negrea, câți? 4. 4. Anișoara, câți? 12. 12, că trebuia să fie mai mulți. Gianina, câți? Nu scrie. Nu scrie. Țineți sus mâinile. Sorin. 4. 4. Marin. 4. Deci avem Ionuț, Negrea, Sorin și Marin, că ar fi 4, Viorel și Gianina, că n-ar scrie, și Anișoara, că ar fi 12. Anișoara, mă ajuți iar să arbitrăm? Că 12 n-au fost. Cam câți crezi că au fost sau dacă scrie că au fost? Mai bine nu răspund. Mai bine nu răspunzi. Că tu ai răspuns, deci, fapt. Da. Da. Să felicităm pe Ionuț, pe Negrea, pe Sorin și pe Marin, pentru că 4 au fost așa, scrie în Ioan 19:23.
așa cum ne-a trimis întrebarea Corneliu Spătaru din Zalău, județul Sălaj. 4. Ulterior și-au și împărțit, nu? Da. Iar pentru cămașă au tras la sorți. Cum se trăgea la sorți, la roman? Exact. Ionuț a făcut și gestul cu zarul. Da. Vasile Rișco, satul mare. A 26-a întrebare. Mare atenție, că acestea ultimele sunt cele mai importante. Ele te duc ori, ori. Așa cum scrie în 1 Cronici 9:32, cine erau aceia care pregăteau pâinile pentru punerea înainte a Domnului? A. Gherșoniții, B. Chehatiții, C. Merariții. Ionuț, urma și cui? Gherșom, Chehat sau Merari? Gherșom. Gherșom. Viorel? Gherșom. Gherșom. Negrea? Gherșom. Negrea, ce mă fac cu tine, Negrea? O lași așa? Sau dacă mai ridici greșit, vreo... Dacă am greșit, nu mă iert. Păi nu știu până la urmă ce vrei să spui. Gherșom? Știu de Gherșom și de Merar, și de, dar nu știu precis care este. A, asta e altceva. Dacă nu știi precis, nu răspunzi mai bine. Așa. Nu? Da. Da. Anișoara? Chehatiți. Chehat? Gianina? Gherșom. Sorin? Chehat. Chehat? Marin? Chehat. Chehat. Care este răspunsul corect, Negrea? Gherșom, Chehat sau Merari? Păi asta nu vă spuneam, că nu știu care e precis. Păi de ce nu știu, dar au răspuns cumva. Eu zic că dacă nu știu, spun atât, că nu știu. Mai bine, da. Mai bine. Mai e o concurentă de la Bacău care face așa, că nu știe, nu răspunde. Dar așa, dacă după tine, care ar fi? A sau B? Gherșom sau Chehat? Că așa au răspuns colegii tăi. Păi ori Gherșom, ori Chehat, dacă nu este precis. Deci Merari în niciun caz? Nu. Nu, ei cu ce erau? Erau cu alte misiuni. Erau cu alte lucruri, nu? Ionuț, Viorel și Gianina au răspuns. Cum? Ați vrea să vă chem aici? Nu, sigur. Mă gândeam eu. Pentru că Anișoara, Sorin și Marina au răspuns? Corect. Urmașii lui Chehat erau cei care pregăteau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, domnule Nicolae Rișco din satul mare. De la Radovanu din Călăraș ne-a venit o întrebare, Nicolae Dumitru. În conformitate cu Levitic 13, 40 și 41, cum este numit acela căruia i-a căzut părul? I-a căzut părul? Dinainte sau dinapoi? A. Are calviție. B. Este chel. C. Este pleșuv. Ionuț, cum e? Cum sunt? Spune tare. Pleșuvi. Pleșuv. Viorel. Pleșuvi. La fel. Negrea. La fel. Anișoara. La fel. Da. Gianina. La fel. Sorin. Pleșuv. Marin, cum ești? Pleșuv. Corect. Stimați telespectatori, așa spune Leviticul 13. Dacă îți cade părul în față sau în spate. A 28-a întrebare vine de la Marina Mezrea din Piatra Olt, județul Olt. E mai aproape, nu? Care dintre frații lui Iosif vroia să-l scape și să-l ducă nevătămat acasă? A. Ruben, B. Iuda, C. Levi.
Ionuț. Ruben. 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 Viorel. Ruben. Negrea. Nu știu. Nu știu. Las-o acolo dacă nu știi. Anișoara. Ruben. Ruben. Gianina. Ruben. Ruben. Sorin. Ruben. Și Marin. Ruben. Ruben. Felicităm pe Ionuț, Viorel, Anișoara, Gianina, Sorin și Marin, stimați telespectatori, pentru că Ruben a vrut să-l scape pe Iosif și să-l ducă înapoi la tatăl lor. Două întrebări mai sunt. Două. E cineva care știe care are 20 de puncte? Nu? Aveți mai multe, nu? Aveți mai multe? E foarte bine, dacă puteți să le greșiți pe acestea. A 29-a întrebare vine de la Emanuel Muti din Rebra, județul Bistrița Năsăud. Deci după Liviu Nedelea mai vine o întrebare de la Rebra. În al câtelea an după ieșirea evreilor din Egipt, a zidit Solomon templu, conform cu 1 Împărat 6 cu 1. A. La 480 de ani. B. La 400 de ani de la ieșirea din Egipt. C. Nu scrie. La câți ani? 480. 480, cred. Viorel? 480. Negrea? 480. 480. 480. Anișoara. Și Gianina la fel, și Sorin la fel, și Marin la... Dar v-ați concentrat, dragilor, la întrebarea asta. Vedeți ce înseamnă să... Nu? Răspunsul este corect. Și acum ultima întrebare. A 30-a. Vine de la Daniela Bejan. În 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetele 24 la 33, Apostolul Pavel enumără situațiile prin care a trecut din pricina predicării Evangheliei. De câte ori a căpătat de la iudei, citez, 40 de lovituri fără una? A. De 3 ori. B. De 5 ori. C. De multe ori. De câte ori, Ionuț? Cred că de 5 ori. De 5 ori? Ori 39, nu? Da. Viorel, de câte ori? 3 ori. De 3 ori. Negrea, de câte ori? De 3 ori. De 3 ori. Anișoara? De 5 ori. De 5 ori. Mai multe, nu? Mai multe bătăi. Așa, Gianina? De 3 ori. De 3 ori. Sorin? Doar de 3. Doar de 3 ori. Submarin? 5 ori, 100%. Opa. Deci 5 ori, 100% ori 39, fac aproape 200, nu? Fără 5. 195. Cine are dreptate? Că vă văd așa, B, A, A, B, A, A, B. E o simetrie aproape perfectă. Cine are dreptate? Cel care spune că 100%, nu? Da, Anișoara, ți-ar plăcea? Eu nu știu ce zici. Pentru că cei cu varianta A sunt mai mulți. Adevărul e de partea mulțimii? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna, dar e de partea celor puțini, a rămășiței? Da, așa spune Scriptura. Bine. Calea largă și calea strâmtă. Adică cei cu varianta sunt pe calea largă, că au zis că doar de 3 ori au luat bătaie, Pavel. Iar voi mai duri, de 5 ori. Adevărul este. Adevărul este că Ionuț, Anișoara și Marina au răspuns corect. Opa. Marin, îmi place de tine. Se vede că te-ai descătușat pentru că acest concurs a terminat. Negrea, poți să o pui jos, că ai răspuns greșit. Așa. Să auzim însă din regie cine ce a acumulat, că până la urmă asta contează, să vedem dacă e vreunul cu 21, să chemăm din acești frățiorii noștri pe cineva, să ajute pe altcineva și atunci să vedem câtă Biblie știu domniile lor care n-au avut curajul vostru să vină aici, nu? Da? Eu am 21. Da, Ionuț? Da.
Te-ai hotărât. Ia să auzim ce spune colega noastră. Ionuț are 21 de puncte. Viorel are 16 puncte. Ups. Negrea are 18 puncte. Anișoara are 24 de puncte. Gianina are 21 de puncte. Sorin are 22 de puncte. Marin are 25 de puncte. Ionuț și Gianina, scumpilor, Ionuț, ca să luăm așa la rând, te rog să chem pe cineva care ar avea posibilitatea neuronală să te poată ajuta. Daniel Brânzan. Pe Daniel? Brânzan. Daniel, unde ești, Daniel? Te rog să vii lângă Ionuț. Da. Deci ori îți va rămâne recunoscător toată viața lui, ori vă duceți amândoi acasă și citiți Biblia. Da, primește lângă tine, mai așa, mai apropie-te de Viorel, că nu mușcă. Așa, și să îi citim o întrebare pentru Daniel. Știi că ai o carte în Sfânta Scriptură și conducătorul Bisericii Ortodoxe tot numele acesta îl poartă, da? Ar trebui să știi ceva. De ce n-ai venit tu singur la un pupitru aici? I-am trimis pe ei înaintea mea. Am înțeles. Descendenții lui Aron, care erau șchiopi, orbi, cu nasul cârn, cu piciorul sau mâna frânte, gheboși sau piperniciți, cu râie sau pe cingine, aveau voie să mănânce din lucrurile sfinte sau preasfinte? A. Da. B. Nu. C. Nu scrie. Dacă da sau nu. Aveau voie? Aveau voie să mănânce din lucrurile sfinte, dar n-aveau voie să practice preoția. Aha. Ce zici? O să fie fericit eu, nu? Sau l-ai nenorocit de tot? Zic că șanse cu da mai multe decât cu nu. Da? Felicitări, Daniel! Eu nu ți-i rămâi îndatorat. Mulțumim, Daniel! Puteți să menționați că este ultima dată când vin, dacă doriți. A, de ce? Vrei să fii chemat și de Gianina? Nu, să nu mai fiu chemat iarăși. A, am înțeles. Bine, bine. Deci, Ionuț, te-ai calificat. Mulțumim prietenilor. Gianina, pe cine chemăm? George Ciurea. George Ciurea! Aha, aha, aha. Da, el e, parcă e calificat, nu? Da. Aha. Să găsim o întrebare potrivită pentru el. Eu știu. Una de aia ușoară, ca să treacă, nu pentru ușoară, mine. E lungă, dar e ușoară. A doua întrebare din întrebările suplimentare sună astfel. În bătălia cu Amaleciții, când mâinile lui Moise erau ridicate, era mai tare Israel, iar când erau coborâte, era mai tare Amalec. Cum se numeau cei doi bărbați care au sprijinit mâinile lui Moise până la sfințitul soarelui? A. Aron și Iosua. B. Iosua și Hur. C. Aron și Hur. Nu știu sigur. Eu aleg B-ul. Dacă am îngropat-o... Dar nu mă supăr pe el. Da? Da, deci era ceu. Iosua și Hur, da? Era ceu. Ea zice că a fost ceu. Deci înseamnă că dacă ceu. Știa... Dar nu mă supăr. Răspunsul pe... tău este cel care da. O îngroapă sau o salvează. Care este răspunsul tău? Eu am ales B-ul. Dacă am greșit... Pleacă înainte să dau răspunsul corect. Da.
Gianina, nicio problemă. Nicio problemă. Da. Oricum, răspunsurile pe care le-am greșit nu le voi mai uita niciodată. Și tot am câștigat ceva. Da, este vorba de Aron și Hur care da, exact. Susțineau mâine. Iosua e cu Calib în tandem, știi? Da. Așa sunt doi câte doi. Asta înseamnă că pentru data viitoare s-au calificat să repetăm, să auzim. Ionuț are 22 de puncte. Viorel are 16 puncte. Negrea are 18 puncte. Anișoara are 24 de puncte. Gianina are 21 de puncte. Sorin are 22 de puncte. Marin are 25 de puncte. Dragii mei, ce a fost greu a trecut? S-a terminat concursul. Ai câștigat, continuă. Ai pierdut, continuă. Marin, felicitările noastre și pentru participare și pentru calificare. Editura Viață și Sănătate îți oferă, Sorin, și ție o carte foarte bună, scrisă de Aristide Doroftei, Crezul Apostolilor. Gianina, felicitări pentru Mulțumesc. Participare. Mulțumesc. Studiază Mulțumesc. Mai bine. Mulțumesc. Anișoara, felicitările noastre. Ne vedem în etapa a doua. Negrea! Da. Mă bucur că ai fost aici. Chiar dacă ai mai stâlcit-o pe aici și pe acolo. Să știți că asta e prima dată când încerc. E bine. Te așteptăm și la anul. Rămâne de văzut. Viorel, felicitări. Mergi mai departe. Studiază mai constant. Ionuț, ce ne-am face fără prieteni? Da. Mulțumesc mult. Stimați telespectatori, vă așteptăm și pe dumneavoastră să vă înscrieți la numărul de telefon 0741137090 sau la adresa cercetascripturile@aronsperanța.tv.ro sau la adresa liviu.dumitrașcu@aronsperanța.tv.ro sau la adresa poștală Strada Erou Iancu Nicolae 3838A, voluntar, județul Ilfov. Pentru aceia care sunteți mai aproape de zona Aradului, pe 8 decembrie vom fi la Biserica Adventistă Salem din orașul Arad. Nu ezitați să vă înscrieți la una din adresele pe care vi le-am dat. Sunt Liviu Dumitrașcu și vă mulțumim pentru că, iată, încă o dată ați fost alături de noi la emisiunea Cerceta Scripturile. Vizionare plăcută! La revedere!